30 mai, dacă aveți obiectul, observați. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abține. Nu abține, eu că nu am fost. O abține. Președinte de ședință, știți că a fost desemnată perioada aprilie-iunie, doamna Munteanu. Se solicită suplimentarea ordine de zi cu două proiecte, și anume proiect de hotărâri pentru modificarea cuantumului redevenței datorate de SCE Ecosan pentru bunurile transmise de municipiul Oltenița și proiect de hotărâri privind acordarea cuantumului gratuit a dreptului de ușire în favoarea SCE Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren aparținând domeniului public al municipiului Oltenița. Cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Și acum să pun la vot ordinea de zi în totalitate. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Se aprobă rectificarea bugetului local pe 2019 conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. Am discutat la ședința de consiliu despre ce este vorba. Dacă, eu știu, mai aveți ceva de... Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Împotriva, se abține cineva, nu mai poate. Hotărâre pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Oltenița. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Oltenița prin transformarea compartimentului de primiri urgențe în curs de organizare în compartiment de primiri urgențe, eliminarea din structura compartimentului camere de gardă și brancardieri. Structura organizatorică a Spitalului Municipal Oltenița în formă actualizată este prezentată în anexa care face parte din prezenta hotărâre. La fel, și aici am discutat deja aceste modificări la ședința pe comisii. Domnul director chiar mi-a mai spus situația odată. Dacă dintre noastre mai aveți ceva de întrebat sau de adăugat, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a numărului de personal al aparatului de specialitate a primarului municipiului Oltenița. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oltenița, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâri. Nu le mai dau citire, că am discutat fără la ședința pe comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de locațiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița. Se aprobă prelungirea unor contracte de locațiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița. Prelungirea contractelor precizate se va face pe o perioadă de 5 ani, iar tariful de bază lunară al chiriei pentru locuințe se actualizează în funcție de rata anuală a inflației. Cine este de acord? Cine este pentru? Scuzați-mă. Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Hotărâre pentru înlocuirea unui reprezentant titular și a unui reprezentant suplant în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Oltenița. În Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Oltenița, știți că era domnul Aprodu. Se propune și de domnul Aprodu, reprezentant titular, se înlocuiește cu doamna Popa Cristina Iulica și doamna Popa Cristina, care era suplant, se înlocuiește cu domnul Constantin Gheorghe. L-am discutat la ședința pe comisie, ați primit deja fiecare de la domnul secretar. Așa, deci vă rog să votați. Avem așa, 18 voturi valabile primate, dintre care 16 au fost pentru și un vot a fost cu abținere. Deci au fost votați colegii noștri cu înlocuirea și titularul și supleantul. Da? Trecem mai departe. Hotărâre pentru alegerea președintului de ședință a Consiliului Local al Municipiului Oltenița pentru perioada iulie-septembrie 2019. Ca și propunere venită de la ședința de comisie a fost doamna Comalenița.
Dacă există și o altă propunere din partea dumneavoastră? Dacă nu, atunci supunem la vot cine este pentru doamna Coman. Deci votați acum în anumirate. Hotărâre pentru modificarea cuantumului redevenței datorate de SG Ecosal Servicii Urgența pentru punere transmise de municipiul Oltenia. Începând cu 1 iunie 2019, pentru punere transmise SG Ecosal Servicii Urgența, datorate de redevența municipiului Oltenia, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. Și este vorba de autoturismul Nissan, care am discutat reședința cu comisii. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În anumitate. Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute în favoarea lui SCE Distribuție Dobrogea S.A. și la unui teren aparținând domeniului public al municipiului Oltenia. Se acordă cu titlul gratuit în favoarea SCE Distribuție Dobrogea S.A. dreptul de uși și servitute de ducere asupra unui teren situat în intrapilan, e vorba de strada Viilor, și aparținând domeniului public al municipiului Oltenia, în suprafață de 130,41 m² în scopul amplasării unui strip de electricitate de utilitate publică și a unei linii electrice subterane, ce va asigura alimentarea cu energie electrică a obiectivului biroului pe plus 1, producție și depozitare, aflat în proprietatea lui 10 MDE Converting SRL, identificat prin anexa ce face parte din prezenta hotărâre. S-a discutat la ședința pe comisii și despre această hotărâre. Mai aveți ceva de întrebat, de adăugat? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva în unanimitate. Așa, deci avem către Consiliul Local. Vă prezentăm o informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare. Îi mai dau citire, cam ați avut-o cu toți la mapă. Da? Deci doar ca și informare, da? Și aici avem, aici am asta, am avut-o, dar cu eroarea. Deci este vorba de raportul pe care mi l-a pus doamna director executiv Crâncașu, în urma adoptării hotărârii de Consiliul 34 din 28 februarie 2019, privind aprobarea redevenței datorate de SCE Ecosal pentru bunuri transmise prin hotărâre Consiliului Local, s-a constatat că există o eroare materială. Și dau citire decât, deci avem așa, în anexa la mijlocul fix autopasculantă cu pendă pasculabil și lampă de dezăpăzire, man, la la la, cu număr de inventar 298, așa, se va înscrie 29, iar în coloana sumă, în loc de 92.621,95, se va înscrie 158.002,15. La mijlocul fix container mobilier vestiar, cu număr de inventar 315, la fel, în coloana amortizare lunare se va trece suma 395,49, iar în coloana perioadă, în loc de august 2009, martie 2019, se va trece decembrie 2012, martie 2019. Iar în coloana cu numărul de luni, în loc de 116, se va înscrie 76. La coloana sumă, în loc de 32.927,92, se va înscrie 30.057,24. Suma totală va fi, deci, în loc de 365.913,98, se va înscrie 428.423,5. Dacă sunteți de acord cu această eroare care s-a dat, da? Cine este pentru? Împotrivă? Dar cine cineva? În anumită. Dacă aveți ceva din dumneavoastră diverse, dacă nu, declară ședința. Iată, vă mulțumesc!